dacă data trecută, nu știu, eram cam tristă, da? Foarte tristă. Acum undeva tristețea mi-am ascuns-o în adânc și am găsit refugiu în niște lucruri care nici nu m-am gândit că pot face așa ceva. Primii care am făcut în grădină au fost flamingo, deci cuibușorul tot cu ouă. Și atunci încet, 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 hai să fac și un măricel, hai să fac și o ciupercuță. După aia mi-a venit o idee, de ce să nu-mi fac ceva acolo frumos. Mie foarte tare îmi plăceau lebedele, mai ales lui Sergei, foarte tare îmi plăceau lebedele. Și zic, uite, aș vrea să încerc. Însuși în curte, păinița, care jumătate din păiniță să fie cu animale, ceea ce sunt la noi, Republica Moldova, iar jumătate exotice. Și uite, în asta eu mă aprofundez cu totul. Nu vreau ieșiri, nu vreau muzică, nu vreau concerte, nu vreau nimic. Asta este acum ca un tratament pentru mine.